Suntem din nou pe regul de K1, acolo unde reprezentantul Republicii Moldova, Vadim Nani, va da piept cu un alt luptător de la Scorpion Codnar. Este vorba despre Dănuț Hurduc. Vadim Nani, un luptător care provine din box, este un sportiv de 84 de kilograme, 1,81 m înălțime. A fost campion a Republicii Moldova la box în 2007, medaliat la Europene de box din 2008 și finalist al turneului Grand Prix FEA 2009 pe reguli de K1. Adversarul său, spuneam, vine din Iași, de la Scorpions Codnar, clubul condus de Mihai Constantin. Hurduc Dănuț are 85 de kilograme, un sportiv tânăr care vine și el din urmă. A reușit câteva meciuri bune în acest an în România. Este apreciat în țara din care provine ca unul dintre speranțele kickboxingului din România. Este și el campion național de kickbox. Va fi un meci interesant între Dănuț Hurduc, un om care este obișnuit să primească pumn de la Cătălin Moroșanu și Sebastian Ciobanu, cei doi luptători cu care se antrenează la clubul Scorpions. Andrei Grosu va arbitra acest meci dintre Nani Vadim și Dănuț Hurduc. L-am văzut pe Vadim Nani, s-a adaptat foarte bine de la boxul amator, a făcut foarte bine această trecere spre regulile de K1. A învățat să blocheze loviturile de picior, a învățat să și lovească cu piciorul. Începe puternic sportivul moldovean. E clar, stă mult mai bine pe loviturile de brațe. Nu degeaba este medaliat la Europenele de box din 2008. L-am văzut, pe Nani are ceva probleme atunci când încasează acele low kick-uri de la adversarul său. Probabil Hurduc ar trebui să lovească mai mult cu piciorul și mai puternic. Încearcă să se apropie Hurduc de adversarul său. Nani, un sportiv care se mișcă foarte mult. A încasat un croșet de stânga acolo pe contră Hurduc. Nu trebuie să stea aproape de adversar, nu trebuie să stea la schimb de lovituri de brațe cu Nani. E clar, Nani stă mult mai bine la acest capitol. Bun, această lovitură joasă, cât pe ce să-l destabilizeze acolo pe Nani. Iată și croșetul de dreapta a venit foarte bine din partea lui Nani. Probabil Hurduc ar trebui să încerce serii de brațe de la distanță, directe, și imediat să dubleze aceste directe cu loviturile joase de picior, acele low kick-uri care ar putea să-i pună mari probleme lui Nani. Se închide bine până în acest moment Hurduc. Face pasul înainte. Bune aceste lovituri de braț la corp trimise acolo de Vadim Nani. Am văzut și o primă încercare din partea lui Nani să trimită o lovitură de picior spre adversarul său. Bun, croșetul de dreapta, foarte puternice loviturile trimise de Nani. Chiar dacă acea dreaptă s-a dus pe mănușa lui Hurduc, acesta a resimțit-o, s-a dezechilibrat puțin. Face pasul înainte Dănuț Hurduc. Iată ce lovituri puternice trimite acolo Nani. Activitate bună până acest moment a lui Vadim Nani. A prins acolo brațul adversarului. Se închide acolo Hurduc. Nani preferă să trimită aceste lovituri de braț. O gardă ca la box, destul de joasă garda lui Nani. Hurduc ar trebui să încerce lovituri de picior la capul adversarului. Două croșee bune trimise acolo de Nani.
Păstrează bine distanța până acest moment Nani față de adversarul său, ratează uppercut-ul de stânga a Hurduc. Iată două lovituri, două croșete bune din partea lui Nani, încă un croșet de dreapta. Se închide acolo Hurduc, dar nu este bine pentru el că stă la cutie și încasează acele lovituri. S-a încheiat prima repriză. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Prima repriză în care am văzut mai multe lovituri din partea lui Vadim Nani. Nani este sportivul cu mănuși albastre, adversarul său Dănuț Hurduc din Iași cu mănuși roșii. Continuă să se miște mult în ring Vadim Nani, să îl țină la distanță pe adversarul său cu acea directă, cu brațul din față, directe scurte care până acest moment l-au ținut bine la distanță pe Hurduc. Hurduc încearcă să se apropie de adversarul său. Croșeul de dreapta trimis acolo de Nani s-a dus în garda adversarului. Problema acum pentru Hurduc, care s-a dus în corzile ringului. Lovituri puternice trimise acolo de Nani cu brațul drept. Foarte tare lovește și Dănuț Hurduc a plicit câteva lovituri joase de picior pe pulpa adversarului. Uppercut de dreapta din partea lui Nani, încearcă și o lovitură joasă de picior. Încearcă din ce în ce mai multe lovituri joase de picior Hurduc în acest moment. Antrenorul său, Mihai Constantin, i-a strigat de la colț, low kick, low kick. Se închide bine Hurduc la acele lovituri trimise de Nani. Încă o lovitură de dreapta trimisă acolo de Nani. Hurduc a ridicat bine brațele. Croșeul de stânga ratat acolo de Hurduc și lovitură de genunchi trimisă spre corpul adversarului. Intră cu uppercut-ul de stânga în garda adversarului Nani. Face pasul înapoi acolo Nani, trimite câteva lovituri numai cu brațul drept. Hurduc nu a avut niciun răspuns. Hurduc încearcă să se apropie de adversarul său. Din nou o serie bună pentru Nani. Dominant și în această repriză Nani a avut mult mai multe lovituri decât adversarul său. Îi se cere lui Hurduc să trimită multe lovituri de picior spre genunchiul adversarului pentru că l-a văzut Mihai Constantin pe Nani care are probleme când încasează astfel de lovituri. Face pasul înainte Hurduc, mai trimite o lovitură joasă de picior. Încă o lovitură joasă de picior pe interior trimis acolo de Hurduc, dar l-am văzut pe Nani din nou atunci când vine aproape de adversar. Este foarte periculos, trimite aceste lovituri de braț. Bună, dreapta trimis acolo de Nani. Ține brațele sus Hurduc și scapă și pe finalul acestei reprize.
Începe ultima repriză, ultimele 3 minute din acest meci între Vadim Nani și Dănuț Hurduc. Iată-l pe Nani, începe bine și această rundă cu câteva lovituri de braț. Leagă foarte bine serile de braț Nani, din păcate pentru el încă nu știe să dea sau încă nu știe să lege aceste serii de braț și cu loviturile de picior. Hurduc încearcă să se apropie, s-a blocat foarte bine acolo la loviturile trimise de adversarul său. Din nou Hurduc cât pe ce să obțină o poziție bună, l-a dezechilibrat acum, l-a secerat pe adversarul său. Încă o lovitură joasă de picior puternică trimisă acolo de Hurduc. Dar Nani este cel care lovește mai mult, este omul care are aceste lovituri de braț foarte bune. Momente bune acum și pentru Hurduc, care a scurtat distanța dintre el și Nani. Iată-l pe Nani, foarte bine a trimis acele lovituri de braț la corpul adversarului și a urcat nivelul spre figura lui Hurduc. Rușeu de dreapta, Hurduc ține brațele în cap, încearcă să se blocheze la lovitură de braț trimisă de adversarul său. Bună dreapta trimisă acolo de Nani, susținut de public, sportiv din Republica Moldova. Iată și răspunsul lui Hurduc, care a reușit și el două croșete de dreapta bune din această serie. Din nou Nani cu o serie lungă de brațe, vine și răspunsul lui Hurduc. Iată din nou câteva brațe bune trimise acolo de Hurduc. Și o lovitură joasă de picior, cu siguranță dacă ar fi trimis mult mai multe astfel de lovituri, Hurduc ar fi avut mult mai multe șanse în acest meci. Ultimele secunde din acest meci, Hurduc cu brațele sus, l-așteaptă pe Nani să se apropie. Bună lovitura joasă de picior, nu accelerează, nu pune presiune Hurduc pe adversarul său atunci când Nani este dezechilibrat după ce încasează câteva low kick-uri. Iată-l pe Nani dezlănțuit pentru moment, a trimis câteva lovituri de braț foarte bune. Bună seria lui Hurduc, încheiată cu acel croșet de dreapta. Final de meci, s-au încheiat cele trei reprize. Obosit pare Vadim Nani, probabil și măcinat de loviturile joase de picior încasate de la Dănuț Hurduc. L-am văzut pe sportivul român cu brațele sus, în semn de victorie, să așteptăm decizia arbitrului judecătorii. A aplaudat Vadim Nani aici la Chișinău. Se fac ultimele calcule pe foile de arbitraj, să vedem ce au decis judecătorii din această seară. Da, avem parte de un meci terminat la egalitate, așadar o repriză suplimentară, un extra round între Dănuț Hurduc și Vadim Nani. Dă-i low kick tare și l-ai terminat, au fost cuvintele lui Mihai Constantin în această pauză înainte de extra round. Să vedem dacă Dănuț Hurduc și-a ascultat mentorul și va trimite acele lovituri de picior puternice spre coapsa adversarului. Începe repriza.
Brațele sus pentru Hurduc, a trimis o primă lovitură joasă de picior. Nani încearcă cu brațul din față. Hurduc se închide bine la aceste două croșete trimise de Nani. Încearcă să vină aproape Hurduc de adversarul său. Multă mișcare în ring pentru Nani. Să vedem dacă Hurduc va reuși tactica impusă în această pauză între reprize, să trimită low kick-urile puternice. Nu trebuie să intre în jocul lui Vadim Nani, să-l aștepte pe sportivul din Moldova să trimită aceste lovituri de brațe. S-a dezechilibrat pentru un moment acolo Hurduc, s-a ridicat, iată loviturile de braț trimise acolo la corp de Nani. Mihai Constantin continuă să strige de la margine, dă-i low kick, dă-i low kick. Se pare că Hurduc l-a ascultat în cele din urmă. Din nou o serie bună, o serie lungă trimisă acolo de Vadim Nani. Iată-l pe Nani, încearcă să pune presiune pe adversarul său, vine și răspunsul lui Hurduc. Încă low kick puternic, Nani cap în cap cu adversarul său, mai încasează lovitură joasă de picior, încă una și... Iată-l pe Hurduc dezlănțuit, momente bune pentru luptătorul român, croșeu de stânga, low kick trimis de Hurduc. Ține brațele sus Hurduc, mai trimite un croșeu de dreapta. Nani se mulțumește în continuare să trimită aceste serii de brațe. Încearcă să blocheze loviturile joase trimise acolo de Dănuț Hurduc. Bună seria de brațe trimise acolo de Vadim Nani. Hurduc a lăsat pentru moment brațele jos. Nani n-a reușit să-i prindă figura adversarului. Iată din nou serie bună pentru Nani. Momente bune pentru Nani, care pune presiune pe adversarul său. L-a simțit acolo descoperit pe Hurduc și a trimis aceste lovituri de brațe bune. Nemulțumit acolo, Dănuț Hurduc a fost ținut de braț de adversarul său. Bună lovitura joasă de picior, se cerea din nou Vadim Nani. Obosit Dănuț Hurduc, pare într-o formă fizică mai bună. Nani are ceva mai mult gaz, luptătorul din Republica Moldova. Din nou brațele sus pentru Dănuț Hurduc, care a făcut o repriză suplimentară foarte bună împotriva lui Vadim Nani. Un meci superb între cei doi luptători. Multe lovituri, a excelat la capitolul brațe Vadim Nani, acolo unde l-a dominat pe Dănuț Hurduc, dar din păcate pentru el n-a reușit să blocheze acele lovituri joase de picior trimise de Dănuț Hurduc. Zâmbește Dănuț Hurduc, Nani așteaptă decizia judecătorilor. Victorie pentru Dănuț Hurduc, care a reușit să-și atragă.